Salutare! Bine ați venit înapoi la frumoasa emisiune în Dodi. În continuare discutăm despre cartea lui Henry Hazlitt, Economia într-o lecție, și astăzi vorbim despre capitolele 11 până la 14, și anume cine e protejat de taxele vamale, marota pentru exporturi, prețurile paritare și salvarea puterei industriei, salvarea industriei X, zice Hazlitt. Da, înainte de a începe discuția propriu-zisă a capitolelor, o să vă rog ca de obicei să faceți treaba voastră acolo cu activitățile, dați jos un like ca să se ducă video în algoritmul YouTube-ului, un subscribe dacă vreți să ne mai vedeți, clopoțelul dacă vreți să înveți să însemne ceva chestia asta de subscribe. Jos în descriere o să vedeți unde puteți achiziționa cartea asta online. A fost scoasă de Terra Libertas Publishing House și este vândută de Mises.ro. Tot jos în descriere o să mai găsiți alte locuri unde vă puteți întâlni cu noi pe internet, blogul, canalul de Telegram, chestii de genul ăsta, și de asemenea, dacă cumva sunteți persoane de înaltă cultură și considerați că primiți ceva valoare din aceste podcasturi, o să găsiți jos niște linkuri de Patreon și de cripto dacă vreți să răsplătiți această valoare în vreun fel sau altul. Uite, Alexandru vorbea de industria, salvarea industriei X, e titlul uneia dintre capitole, mă gândeam la Twitter. La asta se referea. Da. Nici nu inventase industria X. Ok, în aceste capitole, ca o privire așa überblick, cum zic nemții, sau overview, cum zic americanii, cel puțin în primele două capitole ar fi vorba despre comerț exterior, despre importuri și exporturi. Tema e în aer și a fost de la Adam Smith, nu cred că doar de la Adam Smith, de când există umanitatea asta. Oamenii au avut o problemă cu importurile. Asta e intriga principală. De exemplu, măsurile, în primul capitol, Hazlitt discută despre taxele vamale. Taxele vamale este o măsură protecționistă. De ce apelăm la aceste taxe vamale? Ca să scumpim produsele alora din afară. De ce facem asta? Ca să protejăm industria autohtonă. Scumpim, punem niște taxe pe pâinea turcească și așa pâinea românească se vinde mai bine în interior. E bine că se vinde mai bine? Păi cum să nu fie bine? O duc mai bine și producătorii români, muncitorii români, toată lumea o duce mai bine. O vor duce mai bine și firmele care cumpără de la, de exemplu, muncitorul dintr-o fabrică de pâine, cumpără de la, are putere de cumpărare, cumpără, nu știu, niște izmene, o duce bine și firma aia de izmene, sau ce mai cumpără el. Deci cam asta ar fi argumentul pro-protecționism, pro-taxe vamale. Când zicem protecționism, cam asta avem în vedere, nu? Sau ne mai gândim și la... Ba da, cred că ne mai gândim și la alte lucruri, dar cred că asta e partea fundamentală. În mare, taxă, la taxe vamale, cote, se poți să pui cote sau... Cote de import, e, da, ar fi cealaltă, da, variantă, da. Uite, mie îmi place, că, apropo de povestea asta, îmi place, mă uitam adineori să vă zic, Wealth of Nations, scris în 1776, și scrie Hazlitt cartea asta până 40, na? Deci deja 1940. Deci deja mult, mult după. Și el prefațează toată discuția cu gândirea populară și actualele politici ale guvernului nu au ajuns încă la nivelul lui Adam Smith, adică săracul om a scris, va da cheia și de 200 de ani vă chinuiți cu ea în parcare. Zice așa, Smith și-a bazat argumentația pe următoarea idee fundamentală: în fiecare țară este și trebuie să fie întotdeauna interesul majorității populației de a cumpăra tot ceea ce dorește de la cei care vând mai ieftin. Această afirmație este atât de evidentă, continua Smith, încât orice strădanie de a o demonstra devine ridicolă, nici nu ar fi trebuit enunțată vreodată, dacă sofistica interesată a comercianților și fabricaților nu ar fi dezorientat bunul simț al oamenilor. A, uite, ai invocat deja un argument antiprotecționism,
cumperi mai ieftin, știi? Deci să facem noi banane, să zicem, le e mai ieftin de la ăia care fac banane. Nu știu ce țări fac banane. Dar asta e unul din argumente. Alt argument e că sunt anumite produse, și chiar și bananele, dacă vrem, pe care noi nu le facem, nu le... Sau, na, ai putea să le faci, dar costuri astronomice, sau să faci, nu știu, ananas sau... Bine, aici încă privești lucrurile la nivelul macronațional, dar Smith și îl citează aici, hai să pune lucrurile la nivel individual. Tu, ca om, nu te apuci să faci de toate. Nu, e apropo de chestia aia pe care o discutam episodul trecut, nu există nimeni care e pur și simplu autarhic în sine, pe persoană fizică. Nu există roboții și dacă ar fi, n-ar reprezenta o problemă pentru ceilalți din economie. Pentru că doar s-ar sustrage din circuitul economic. Dar tu ca om înțelegi chestia asta, dacă nu te apuci tu să... Deci nu te apuci să faci de mână hainele pe care le porți, nu te apuci să cultivi salata pe care ai mâncat-o astăzi, da, nu te apuci să crești și să omori și să tai cu mâna porcul din care ți-ai făcut șunca din sandwich de dimineață. Mm. Chestiile astea sunt ușor de înțeles. De ce nu să mai fac lucrurile astea? Nu, la nivel cred micro. Cred că poți să și mori, nu? Deci dacă am încercat din secunda asta să facem tot, cred că și mori. Da, nu pot, nu. Dacă ar încerca fiecare... Nu cred că unii mor, păi nu toți să facă asta. Să încerce ca fiecare să descurce făcând tot? Da, da. Da, mulți. Nu cred că mor toți, dar majoritatea ca mor. Nu, dar viața s-ar întoarce undeva la nivelul comunei primitive, ba chiar pre-comuna primitivă, că până și în comuna primitivă aveai troc. Da, o diviziune a muncii, o mini diviziune a muncii, da. Nu puteai să vânezi mamutul decât colaborând. Unii trebuiau să îl alerge, alții trebuiau să facă pe momeala și alții erau la... Deci dacă ești cizmar, asta zice și asta puncta și Vali, nu te-a pus să faci instalații sau nu știu ce face, sau instalatorul să facă cizme sau să repare cizme. Ideea e că mai bine se ocupă fiecare, ăsta e baza argumentului. Avantajului comparativ. Mai bine te ocupi de ce știi și crește productivitatea. Instalatorul repară mai multe instalații, pantofarul face și repară mai mulți pantofi. Crescând oferta de servicii de instalator și de pantofi, scad prețul. Deci mai bine pentru toată lumea. Decât dacă unul ar face de toate, ar fi multilateral. Da, de obicei discuțiile sunt purtate de cei interesați de una din în privința unei părți a economiei. De exemplu, uneori vor să avantajeze niște producători sau vor la nivel de societate să apere, să producă firme. N-avem nu știu ce. Hai să, cum dă exemplu la un moment dat Hazlitt absurd în asta. Hai să zicem că facem o taxă complet de netrecut. Nu mai intră nimic. Deci nu e cotă, nu e o nuanță, ci pur și simplu pui o taxă vamală de nu mai intră nimic. Ca 5.000 de euro la o portocală. Da. Ce poate deja? Nu vei avea importuri. Și ideea ar fi că să inventezi producători la tine în țară. Și ce mi se pare crucial la ce zice Hazlitt este că pare că o să câștigăm din chestia asta. O să avem și noi producători de portocale. Și demonstrează că doar se mută banii. Ba chiar, practic, ce bani îi dai lui Cutărescu ca subvenție sau prin taxa vamală, nu e o subvenție directă, ci îl subvenționezi că el dintr-o dată poate să vândă la prețurile cu care erau înainte importate. Dar el nu face, n-ar fi făcut valoare așa de mare, că de-aia nu începuse deja afacerea. Nu? Și atunci, dintr-o dată are loc să vândă portocale și să apucă să facă portocale. El poate să le facă și mai proaste, le vinde cu cât erau înainte portocalele, măcar, dacă nu cumva devine un monopol
mini-zonal. Deci gândește că dacă aveai o țară obișnuită cu portocale și tu le tai dintr-o dată, creșterea aia nu este super elastică, adică nu se ducă la zero. Bașca că nu e elastică, da. O să fie, o să aibă ăștia producătorii pe intern, o să aibă la portocale prețuri imense, că... Da, o să-și permit, adevărat. Cel puțin lumea bună din prosteală, totuși. Plus că devine o... Era critica aia la socialism, că necesitățile devin un lux. Da, îți dai seama, o să fie portocalele mai scumpe ca cireșile. No. Mă rog, și ideea era că ce se întâmplă cu banii aia? Că nu e o subvenție directă, dar oamenii, ok, dacă e elastică, poți să renunțe la produsele alea, dar sunt multe lucruri că la care nu e ușor să renunțe. Ca să nu zicem că e imposibil și că sunt necesități decente pentru toți. Dar nu e elastică cererea și atunci banii pe care îi dau oamenii pentru lucrurile astea făcute de localnici pentru că nu mai poți să importi, nu mai sunt folosiți în alte lucruri în economie. Nu? Și dacă ar fi folosiți, atunci ai vedea ce a fost eficient. Că cu asta se ocupă de obicei economia, nu? Asta cu eficiență. Putem să-i spunem că e partea transparentă sau partea de fereastră din argumentul ăsta, da? Taxele vamale îți sparg geamul. Da, asta e ce se întâmplă la o taxă vamală. Da, cred că pointul lui e... Deci, din ce ziceam eu și Vali, sunt afectați consumatorii. De ce sunt afectați? Că plătesc mai mult. Ăsta e. Deci, când avem o discuție despre protecționism, ăsta e primul argument care apare. Consumatorii plătesc mai mult. Zicem, dacă vin niște politicieni naționaliști care decid că vom mânca numai roșii românești, sau mai rău, nu știu, gonesc toate hipermarketurile. Deci explodează prețurile. Politica nu e așa patriotică pentru că românii plătesc de 10 ori mai mult. Deci plătesc pentru niște roșii, na. Bine, rezolvarea o să fie, păi, să reglementăm prețurile. Și ce o să se întâmple, ca așa, ca paranteză, nu se mai produc. Okay. Deci noi ne gândeam doar la, da, dispare de pe piață produsul. La consumatori. Deci consumatorul e afectat. Avem niște grupuri de interese de producători români care profită pe seama consumatorilor. Că plătesc mai mult consumatorii. Din demonstrația începută de Alexandru, mergeam și spre producători și inclusiv Hezlet insistă în toate aceste patru capitole. Nu rămâne la consumator. Pierd și producătorii. Păi cum pierd producătorii? Păi pierd dacă tu dai pe o roșie de 3 ori mai mult, e roșie românească, tu banii aia, diferența nu mai cheltuiești pe altceva. Dacă tu ai fi cheltuit-o pe altceva, așa alimentezi investițiile în acel altceva. Cumpărai niște izmene și așa ajuți industria de izmene. Deci are loc o deviere a cererii. O deviere artificială. Adică statul te face să plătești mai mult pe roșii și diferența de bani nu mai merge în alte industrii. Care sunt acelea industrie? Hezlet zice, nu știm. Da. Nu știm, nici cel mai tare statistician. Știm doar pe piață liberă. Lăsăm piața liberă și vedem în ce s-a dus. S-a dus în IT, s-a dus în nu știu ce, în pufulețe, nu știu ce. Așa, a priori, nu pot spune. Poți să-ți dai cu părerea. Da, deci, uite, un punct care îmi place mie și ai putea să zici că e abstract, dar mi se pare crucial că vrei... Ce vrei? Ce să facă o economie? Vrei să facă tot ce poate să facă. Să duduie economia. Și cum poți să faci economia să duduie? Trebuie să o lași să se facă schimburile între oameni. Dacă se bagă cineva cu taxe, subvenții și ce o să mai vorbim, aia practic o să tragă resurse dintr-o parte, nu e un teren drept, cum se mai zice, nu? Leveling the field, whatever. Poziția keynesiană e că oamenii sunt blazați, sunt triști, sunt deprimați și vine stimulul guvernamental, mă rog, aici vorbeam de niște taxe vamale, îi regenerează. Deci aia erau praf și deodată devin mai tari, iar pointul lor nu e doar că ajutăm niște grupuri de interese, uite, nu vin niște nume acum de afaceri ăștia agricultori, știi, din România, știi? Plițofăniță. Așa, mai mafioți, așa. Deci, poziția keynesiană e că nu-i ajutăm doar pe ăștia,
Ce ajutăm? Toată. Toată. Deci asta îți ridică tot. Îți ridică în regă, în toate bărcile. Deci cu acea taxă vamală, cu acele prețuri nesimțite, se mișcă totul. Tot. Și noi zicem că tocmai. Iar la salvarea industriei, de care vom vorbi mai încolo, e invers procesul. Sau la, uite, vorbeam de concedierea aia de birocrații. E invers. Tot tu zici, dă-i mă, să concediezi trei birocrații. Când zice nu. Se duce totul. Dacă tu concediezi, dai afară, nu știu, 300.000 de oameni de la asta, se duce totul. Auzi, deci asta este povestea vândută de oameni ăștia care vor să aibă ei butoanele. Că există un echilibru care poate fi făcut inginerește. Și foarte mulți oameni visează la chestia asta din cauza că se uită în jur. Uite, masa asta e așa bună pentru că s-a gândit cineva la ea, n-a așteptat să o facă piața, n-am venit cu niște lemne și m-am apucat și am mai tăiat un pic, e făcută inginerește. Și noi când zicem, păi uite, principiul îți spune că piața liberă e foarte bună pentru că o să-ți arate ce merge, sau în partea ilaltă, intervențiile îți strică toată jucăria, chit că n-o vezi pe loc sau n-o vezi deloc. Bine, scuze, zic până la mă rog, ideea era că mi se pare că asta este senzația curentă. Da, că are sens, că dacă, are sens. Dar răspunsul lui Hayek e că o să facem inginerie și în planurile alea private. Nu trebuie să avem un plan unificat central pe 5 ani sau pe 4 ani. Nu, facem planul și la o consignație, știi? Bine, voiam să spun, înainte să introduci tu răspunsul Hayekian, e că din punctul ăsta de vedere poți să înțelegi pe unii socialiști și pe oamenii mai simpli care sunt convinși de argumentele astea socialiste și, să zicem, și pe socialiștii onești care cred în ele. Spun așa, păi domne, nu spune teoria economică că prețul se formează la echilibru dintre cerere și ofertă? Eu am văzut echilibru la viața mea. E o chestie, o pui, uite așa, pe masă, poc, e în echilibru, nu cade. Deci poți să creezi un echilibru. Păi hai, frate, să creăm un echilibru și acolo și știm. Deci noi nu trebuie decât să găsim prețul ăla de echilibru. Și mai sunt și alte discipline economice care sunt prost înțelese, să zicem, de exemplu mă gândesc aici la disciplina de cercetări operaționale, da? Care îți dă un set de ecuații și începe să meargă din loc în loc până îți găsește punctul de optim cu niște iterații, un algoritm iterativ și la un moment dat îți găsește un punct de optim și spune pentru aceste așa, asta e soluția. Atunci, normal că te gândești, păi da, știm chestia asta, avem chestia aia, hap, 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 am făcut totul. Unde se înșeală lumea este că, de fapt, economia e oarecum asemănătoare cu principiul ăla al călătorului în timp. Tu ești parte a sistemului, tu nu poți să-l privești din extern. Tu atunci când te apuci și faci iterațiile alea, da? Tu privești de aici, de undeva sus, la iterațiile alea de pe foaie. Ești complet extern sistemului, nu-l afectezi. Tu poți să scrii acolo 100.000 de ecuații, da? Că nu afectezi sistemul. În economie însă, absolut tot ceea ce faci tu, că muți un leu din buzunarul stâng în buzunarul drept, are un efect asupra sistemului. Echilibrul ăla despre care vorbeam la început nu este un echilibru care cineva să-l poată pune cu mâna. Nu știu dacă Dumnezeu ar putea să-l pună cu mâna, presupun că în parametrii de dictat de Biblie, fiind atotputernic, ar putea. Prin definiție ar putea. Nu, eu zic că și un sistem totalitar poate pune. Prețoare, gărzarea asta, domnule, o portocală, nu o vinzi mai... Poate pune, dar nu va fi acel preț de echilibru. Eu asta încerc să spun, pentru că singurul preț... Nu e ca preț, de pe piață, ți-o mare... Exact, nu e același, pentru că prețul de echilibru ăla se formează prin interacțiunea liberă a tuturor miliardelor de oameni care sunt pe planetă sau a milioanelor care interacționează într-un spațiu economic, da? Să zicem că un spațiu economic ar putea fi
definit așa în termeni foarte largi, deși o să fie oarecum relevant pentru unul dintre capitolele care urmează, pe care urmează să le discutăm astăzi, de teritoriu plus monedă. Mm-hmm. Practic. Și agenții, oamenii care sunt într-un mod mai mult sau mai puțin exact pe acest teritoriu și sunt într-un mod sau mai puțin exact dispuși să tranzacționeze în moneda care definește acest spațiu economic. E, dacă până și definițiile spațiului economic sunt mai degrabă mai puțin exacte decât mai mult exacte, toată liota, suita aia de interacțiuni non-stop care generează prețul de echilibru sunt imposibil de modelat. Sunt imposibil de modelat pentru că absolut fiecare dintre ei este o parte activă, intră în discuție toate valorile subiective pe care le face el în mintea lui, el, omul de rând, care decide să cumpere portocale de 3 lei în loc de mere de 5. Uite, o chestie la care m-am gândit când explicai adineauri e că ei rulează niște modele, economiștii de care ziceai tu, că n-am reținut cum să numea disciplina. Cercetări operaționale. Ok. Contează foarte mult, ca aș zice, și premizele. Nu poți niciodată să acoperi toate premizele dintr-o economie. Într-un fel ai zis deja chestia asta. Practic, e ca și la climă, într-un fel. Deci zici, plecăm de la aceste lucruri, o grămadă de alte lucruri pare mici, le ignorăm, rulăm niște modele și vedem ce ne dau. Bine, dar unul că ai ignorat alea și doi că ai masat modelele astea. Ori în stânga, ori în dreapta, ceva trebuie să le faci, că ele nu produc adevăr singure. Trebuie să le zici asta are forță 5, nu, 3. Mai uită-te bine, și la... și încă la climă, că sunt un număr de factori relativ limitați, mai ai o șansă. O că n-au nimerit-o ei până acum, asta e partea a doua, dar încă la climă mai ai o șansă că e un ordin de mărime diferit, da, mai aproape de model, da, sistemul pe care îl modelează e un ordin diferit de mărime mai aproape de model decât un sistem economic. Da. Care are multe dimensiuni și multe variabile pe fiecare dimensiune. Deci ai... Și acolo e o problemă, pentru că global warming e antropogenic, știi? Da, 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 știu, știu, la asta mă gândeam. Dar ai putea spune că, cum îi spune, efectul fiecărui om în sine e foarte mic și în felul ăsta poți să le neglijești, să le tratezi ca pâlc și tendință. Da, așa fac și econometricienii, știi? Văd o stabilitate a agregatelor, știi? Câte portocale s-au mâncat în drumul tabei? 3 tone. Păi, ultimii 10 ani. Așa va fi și în... Problema era, da, zice Hayek... pe economie e greșit. Problema era, zice Hayek, ce faci când apare lebăda neagră, știi? Criza din 2008, știu. Deci o chestie de asta... Unde nu mai ai stabilitatea aia. Vezi că, nu știu... Se consumă 3 portocale, nu se mai consumă 3 tone, știi? Care e? Ok. Predicția înseamnă știință. Hai să zicem că facem modele. Hai să luăm predicția lui Samuelson. Uite, nu mai mi-o aduc aminte exact aia din 89. Nu știu dacă era doar... Samuelson e cel mai cunoscut autor de manuale de economie. NASE-urile în toată lumea, asta studiază. Chiar dacă nu e manualul lui, e influențat. Sunt elevii. Ăsta, Stiglitz, a fost asistentul lui. Na. Deci vedetele de aia sunt discipolii lui. Știți aia, că el zicea în 89 că Rusia, URSS-ul va ajunge SUA. Nu mai țin minte dacă o va și depăși. Deci ideea că el zicea asta în 89. Dacă luăm un om de la țară, să zicem, iar Samuelson era foarte bun pe modelare, pe regresii, pe nu știu ce, știi? Deci dacă tu zici asta, știi? În 89. Deci nu în 85, nu în 80. Nu. Ce să zic? Presupun deci că la mai și vizita, mai și putut să se viziteze Uniunea Sovietică la vremea posibil respectivă, știi? Erau foarte... Și despre Ceaușescu scriau de bine, știi? Deci când vedeau că ăsta construiește, nu știu ce, expertii băncii mondiale prin 70, crește PIB-ul, crește cererea agregată, deci era... Întrebare... Hai să luăm criza din 2008. Ce spuneau experții ăștia? Ce a zis Krugman în 2007? Ce a spus Stiglitz? Nu, apar în 2015,
Îi spun că e nevoie de mai mult socialism, de mai mult internet. Da, după ce au uitat oamenii. În că timp ce să luăm de ăștia non-vedete, să luăm oameni modești, gen, nu știu, Thornton de la Mises, să zicem. În un articol în 2004, Too Good to be True, uh-huh, în care îți descrie toate etapele crizei din 2008, știi? Deci toate, teoria austriacă, știi, ciclul economic. Ce să zic, știi? Deși pretenția austriecilor e că nu poți face prediții. Deci era o lebă de neagră doar pentru unii. Alții văzuseră lebe de neagră. Nu poți momentul, știi, nu poți spune exact. Poate în 2012, nu e... Alții văzuseră deja lebă de asta de când era sămânță în ochii lebădoiului. A văzut cauzele, a văzut cauzele, dacă ăștia tipăresc bani. Bine, am mai și vorbit, nu mai știu, la parcă în cartea precedentă pe care am discutat-o, era o idee profetică din asta în care îți explica exact cum supraîncălzirea ulei imobiliare, da, urmează să dea pe afară și era scrisă prin 70. Ah, în cartea, în Etica Libertății, zice Rothbard de chestia asta. Sau era în ailaltă al Friedman? Uite că acum le-am amestecat. Nu, al Friedman era, că Friedman tot dădea profeții din astea. Aha. Și ziceam, uite, a nimerit-o pe asta. Da, el nu merge pe explicația austriacă, e monetarist, e pe alte explicații. Nu știu cum a venit vorba despre... Un alt argument aici este că o să pui taxe vamale pentru că ai niște domenii strategice. Nu ca să bat șaua să priceapă apa, dar strategic poate să fie orice. Bine, strategic poți să pui o lege vamală în care poți să nu vinzi unora. El zice că hai să spunem, chiar atinge subiectul Hazlitt și spune să spală pe mâini cu aceeași grație cu care s-a spălat și în trecut la serviciile necesare pe care le produce statul. Zice că, domne, dacă sunt strategice, asta e, nu discutăm despre ele. Noi aici discutăm doar pe ideea taxe pentru protecționism local, deci... pentru cum au fost în Franța în 1931 picior împotriva pantofilor din Germania sau ceva de genul ăsta, da. Și sigur au mai tot fost. Sunt peste tot astea. Uite, noi avem norocul. Sau e accidentul ăsta istoric, fiind în UE și având liberă circulație. Nu ne mai lovim așa zilnic de... Hai că nemții au pus nu știu ce. Suntem în UE și una din valorile UE... Și UE are taxe vamale liniștite, dar vin doar din afara spațiului UE. Da, dar ideea e că nu apare la știri, știi? Sau apare subțirisimă, au interzis din Nepal. Ia apucă-te tu să importezi. Whatever. Limba este un organism viu. De plăci video, de exemplu, care vin din afara UE, să vezi ce taxe vine, că nu de alta, dar susținem producătorii interni de plăci video din UE, care nu există. Da, ăia mulți. Bine, ce vrea să spună Vali e că UE a mutat protecționismul la nivel de federație, de UE, pentru că ea e închisă în raport cu exteriorul, China, cu Africa, Brazilia. Da. Bine, o chestie scurtă pe care vreau să o zic este că când zici un lucru strategic, contează de obicei, tradiționalul compared to what, și contează pentru cine. Pentru că depinde, ca la premizele de mai devreme, depinde de la ce pornești. Strategic pentru individ, pentru familia lui, pentru clanul lărgit, pentru frații lui, pentru grupul lui de interese. Pentru națiune, domne! Exact. Pentru țară, pentru popor, pentru națiune. Pentru națiune, cred că. Pentru națiune. Uite, dacă vindem pământul, cele mai multe, da, am pus eu un sondaj cu asta. Dacă îl vindem, uite, crește riscul să, nu știu, ne cotropească alții sau să intre nas, intre peste noi, să... Îți bage sula în coastă, știi de ce? Da. Nu mai... știi cum să mai scap de el, știi? Bine, și libertarian, ai o explicație foarte clară. Aici trebuie să ai o apărare sănătoasă. Dacă ai o apărare sănătoasă, agresiunile astea pe care le înfierează diversi oameni care sunt deranjați de străini,
ai avea soluție la ele. Da, nu poți zici că scapi de ele, dar ai avea soluție la ele. Libertarian, cumpăratul de pământ încă nu e o agresiune. Faptul că exact. Un chinez, un arab a cumpărat pământ, nu știu, un Argeș, nu e o agresiune. Nu e... Nu-ți bifează ideea de agresiune în sens rothbardian, care înseamnă inițierea violenței împotriva persoanei și proprietății unui individ. Deci nu e agresiune, știi? Da, și ideea e, păi da, mai încolo o să-ți apară niște agresiuni, ca vorbim să vorbim aceeași limbă. Păi da, exact, tocmai asta deci, spune și Rothbard. Că sancționează chestii reale, nu chestii posibile. În termen libertarian, tocmai pentru a nu te duce cu căruța în jos pe deal, tocmai asta spune, trebuie să pui accentul cât mai mult pe caracterul iminent al agresiunii. Deci, domne, acu se întâmplă, acu, nu în viitor, nu în viitor, acu. Ce îți sperie pe mulți este o chestie pe care noi n-am zis-o niciodată, dar la ei funcționează, păi, ce faci brusc dacă nu faci nimic înainte? Păi, nu te oprește nimeni să te pregătești. Și simți că se întâmplă niște schimbări. Te pregătești, îți iei o haină pe tine dacă vine frigul. Te uiți afară, o să plouă, îți iei umbrela. N-aștepți să înceapă ploaia. Ca să nu mai vorbim dacă ploaia că e dată de cineva, poate apărea, ai umbrela la tine. Poate apărea o cerere de serviciu de intervenție rapidă în condițiile astea, la care tu după aia tu poți să faci abonament. Ele, dacă e pericolul ăla așa, zace în aer, când te trezești dimineața, tragi niște aer în piept, ai respirat pericolul. O să-l respire toată lumea. Și... E o chestie subiectivă, deci cei care vor resimți, nu știu, ca iminența, pericol în viitor, da, vor plăti mai mult pentru agențiile. Cei care nu văd nicio problemă, că unul a cumpărat niște teren, nu știu, nu vor plăti sau nu, că și asta e un cost să faci. Acum, dacă pericolul are miros de pui Kung Pao sau nu, o să ne lămurim mai pe viitor. Hai. Mai e o chestie. Mai există un argument la ăsta, dacă, ca să terminăm. La strategic, da. Că oamenii e proști. Sună argumentul. Vezi, doamne, oamenii nu-și dau seama de lucru, de complexitate. E exact același argument ca la macroeconomie. Nu-și dau seama oamenii de lucruri mari. Răspunsul lui Mises era că statele sunt compuse din oameni. Nu, dar ideea e... Cum reformulăm argumentul ăsta? Sunt niște oameni fără discernământ sau care ar fi argumentul să le impui niște chestii? Nu, dar argumentul simplu sună așa. Dom'le, oamenii nu-și dau seama, masele sunt prea proști, perfect. Da. Deci înseamnă că au nevoie de o elită care să-i conducă? Da. Că pe principiul ăsta avem revoluțiile împotriva aristocrației. Nu știu în ce direcție ne îndreptăm. Nu, dar prostia nu e un element de anulare a drepturilor omului. Yeah. Deci nu e. Deci dacă un om, să zicem, este foarte prost, vine unul Fauci, să zicem, care e inteligent, sau nu știu, un epidemiolog preferat, să zicem. Dacă acel om prost nu vrea să fie vaccinat, el are dreptul să nu fie vaccinat. E irelevant că este prost. Oamenii proști au dreptul la libertate. Asta se pierde din... Da. Asta, deci chiar dacă admiți diviziunea muncii și că Fauci e de 1000 de ori mai bun ca ăla pe științe medicale și nu știu ce, Fauci nu are dreptul să-l injecteze. Pentru că... Și e irelevant. Pentru că e sclavie. Drepturile sunt ale omului, nu sunt ale persoanelor de la un IQ de nu știu unde. Și ca să nu pară că tragem pe castravete pe probleme juridice libertariene, chiar și economic, dacă eu pot să primesc un preț bun de la cineva, economic o să fie mai bine ca eu să primesc prețul ăla chiar pentru comunitatea apropiată, ori societate, ori comunitate. E mai bine ca eu să primesc prețul ăla mai bun decât dacă vii cu niște considerente din astea. Nu e. Adică pare că gândește-te și la partea psihică. Deci, și dacă ei sunt anti-chinezi, nu suportă chinezii, nu e mai bine pentru ei că tu le-ai băgat un chinez acolo. A, ok, bine. Da, asta... și mai avem o altă soluție. De zis scurt. Nu știu, că divagăm deja de multe. Dar
dacă ți se frică, în afară de agențiile care intervin când e ceva iminent, tu poți foarte bine cultural să te duci să vorbești cu toți vecinii prin view grai sau printr-o televiziune, prin tot internetul ăsta extraordinar. Faci YouTube-uri și zici, măi vecinilor, haideți să ne înțelegem o chestie. Există această problemă. Dacă vin nu știu ce străini, o să ni se strice jucăria aici. Hai să ne înțelegem că nu vindem, să zicem. Că tu vrei să împingi chestia asta, să nu vinzi la... Uite, Vali, ci convingi. Vali folosea argumentul ăsta într-un comentariu pe chatul nostru. Nu știu, la Peterson, cred că l-ai auzit, nu? Deci ideea era că nu dăm o lege, nu e asta primul instinct. Uh-huh. Că și la Murcescu am auzit comentariul ăsta mai de mult. Uh-huh. Nu dai o lege. Deci primul tău instinct nu e dăm o lege. Primul instinct e rezolvăm în comunitate, zicea Murgescu într-un podcast. Și Vali zicea că sunt două ori licitezi. Da. Îi dai banii lui să nu vândă la chinezi. Uh-huh. Vinde mie că îți dau cu, nu știu, dau cu 5 euro mai mult. Ori îl convingi. Mă, ne băgăm pe ăștia, cine știe ce... Uite, hai să tragem situația înapoi la problema protecționismului, da? Și să zicem așa că, domne, noi, între noi, avem și o satisfacție, între noi, da, atâta vreme cât o avem, avem și o satisfacție că vrem roșii românești. De ce? Că, nu știu, că au gust mai bun. Uite, întâmplarea face chiar așa pare, că unele roșiile de grădină parcă au gust mai bun. Și atunci noi vrem să păstrăm aceste roșii de grădină între noi. Și atunci ne înțelegem, nu cumpărăm roșii din import. Dacă moare cerere, la oricât, sunt la preț mult mai mic. Da, dar ne înțelegem noi să nu-l cumpărăm. Mai e nevoie de taxa aia? Nu mai e nevoie. Adică, ce vreau să spun este că un efect, avem un efect dorit. Efectul dorit este să se mențină prețurile respective pentru producătorii interni respectivi, da? Și efectul dorit este, poate fi atins în două feluri. Într-unul în care se bazează pe cooperare și voluntarism și în altul care se bazează pe constrângere. Mă refer aici la taxele vamale. Da, astea se bazează pe constrângere. De ce? Pentru că sunt impuse cu forța, cu armă. Că dacă tu vrei să importi niște bunuri în țară fără să plătești taxele vamale, ce-ți vezi? Se numește contrabandă. Da? Dacă mai știți gluma aia, nu mai știu pe unde am auzit-o, că făceau ăștia contrabandă cu țigări la granița cu Ucraina, oricum nu interesează pe nimeni acum. Uh-huh. Veneau și ziceau, da, vezi tu, țigările astea de contrabandă sunt mai periculoase decât alea la alte care au intrat și le-a pus statul un timbru fiscal pe ele. Cum or fi mai periculoase că sunt făcute de aceeași fabrică? Câteodată sunt și din cred același loc. Rebuturi, poți să fie rebuturi prin alea, să fie date prin... Da, da, rebuturile marginale. Unul la mână și doi la mână nu ajung împachetate. Rebuturile. În procesul de quality control al unor țigări, rebuturile sunt rebuturi deja de pe mașina de făcut, nu ajung într-un pachet. Mhm. Poate alea au ajuns. Da, dar e mai... Procentul e atât de mic că nu-ți poți porni o afacere de control. Sunt pur și simplu, sunt țigări care sunt trecute pe sub mână în graniță. Mă rog, revenind un pic și la discuția asta, ziceam că sunt două variante, da, una e cu cooperare și voluntariat, da, și alta este bazată pe constrângeri. Și lumea o să spună, păi nu, că n-o să coopereze nimeni într-atât încât să se... Păi ok, bun, deci prin libertate nu se poate. Dacă prin libertate nu se poate, e ok prin schingiuire și sclavie? Nu știu, întreb și eu. Uh-huh. Nu, dar întrebarea e de ce nu cooperează? De ce cumpără lumea din Lidl? Roșii neromânești. Neromânești. Înseamnă că au alte preferințe, deci în combinația calitate-preț preferă roșii turcești. Ca să poată, de altfel, nu știu despre voi, dar uite, să spunem că este un lanț de magazine care poate a fost numit în emisiunea noastră mai de mult, poate nu, despre care nu am să vorbesc pentru că nu am să-i spun numele pentru că urmează să-i vorbesc de rău, dar absolut toate produsele pe care le cumpăr de la ei, care
seamănă cu alte produse de la restul magazinelor de pe piață, ori sunt mai fade, ori au mai puțin gust, ori pare să fie produsul mai diluat, nu știu ce dracu se întâmplă la ele. Bă, da, așa sunt. Da? Prima oară eu nu mai cumpăr din magazinul ăla, decât foarte rar, și atunci mi-asum că o să iau un produs care o să aibă un gust mai puțin intens. Da. Da, dar e bine că după aia, apreciezi gustul intens. Dar ideea e că oamenii poate să prefere chestia asta pentru că e mai ieftin. Și tu, dacă ești partid naționalist, să zicem, tu românii, dar votoare românii și tu vrei să respecti preferința României. Păi dacă românii vor să cumpere... Sunt mai multe voturi. Asta e chestia care ar putea să o învețe un partid ca AUR. Sunt mai multe voturi la consumatori decât la producători. Da, dar mentalitatea asta ceaușistă e și la producători, e și la consumatori. Deci dacă facem un sondaj, importurile sunt rele, doar atât întrebăm, și vezi ce răspund oamenii. Fără să vizualizeze, păi hai să gonim tot ce e străină în România, să vedem cât costă după aia, știi? E de 10 ori, de 20, știi? De-aia ziceam mai devreme decât de soluții inginerizate, că lumea zice, vai, dar de ce sunteți mereu extremi, ori totul, ori nimic, vai, dar nu putem să fie ceva nuanțat? E bine, dar nuanțat în baza cărui principiu? Nu, da, exact, nuanța cine o scrie, exact. Da? Hai să zicem, principiul e că, nu știu, 3% importuri, perfect, 3%, dar ne suntem de acord pe 3%? Sau o să umblăm că cifra e de fapt, numărul ăla e de fapt ales arbitrar? Dacă principiul e arbitraritatea, atunci ăla poate să fie orice acolo. Deci pe principiu poți să ai atât. Avem importuri sau nu avem importuri? Nu. Poți privi și mixt. Dar mă rog, uite, discuția asta economică a preferinței demonstrate. Deci dacă oamenii cumpără din aceste hipermarket, asta e preferința lor, știi? Asta e preferința lor. De ce au început să apară chestii românești? Oamenii vor chestii bine, românești. Ca să nu mai vorbim, da. Că uite, era o discuție, hai să zicem că e o discuție conexă oarecum în oglindă cu chestia asta pe care o au. Domne, mută companiile străine profitul din țară. Mută companiile, se trage la final de an o factură pe servicii și nu știu mai ce și să duce profitul și în loc să plătească taxe în țara noastră, plătesc taxe în țara lor, că-s companii străine și așa mai departe. Ok, bun, perfect. Lăsăm la o parte faptul că taxarea e furt în orice țară. Problema pe care o ai este asta. Tu ai companii, tu ai multinaționale, pentru că, pe de o parte, moneda lor, politica lor monetară păstrează mai bine valoarea, odată. Doi, deci devalorizarea capitalului într-o investiție este mult mai mică atunci când ea vine din spate de pornită de o altă monedă. Ce încerc eu să spun aici este că toată chestia aia se întâmplă, deci tu nu ai producători români care să concureze cu ea din afară, pentru că costul de capitalizare ca să intre pe piață, să facă producția respectivă la un nivel competitiv, e făcut imposibil de caracteristicile pe care le avem asupra monezii. Moneda slabă, se devalorizează repede, nu e de tranzacție internațională. Nu ține pe piața internațională. Nu cred că e doar asta, cred că e și asta. Da, nu? E principal. Nu e doar asta. E și faptul, uite, mă gândeam la asta. Hai, gonim, polemizam cu Auri, să zicem. Gonim Lidl toți, plecați. Păi și cine? Păi fac români. Noi noștri, producătorii români, știi? O întrebare e de ce n-au făcut-o înainte? Păi spun eu de ce n-au făcut-o înainte. Poate fi miză să ne învăța ce nu aveam capital. Unul la mână. Nu ai capitalul Carrefour. Gustul românesc nu are capitalul Carrefour. Unul la mână. Nu ai capitalul acumulat dinainte ca să-ți permiți investițiile respective. Și doi la mână, atunci când nu ai capital și vrei să investești, faci împrumut. Păi fă tu un împrumut în RON atunci când poate să te pleznească poate să ți se mute dobânda de la 3 euro de la 3% la 14% peste noapte. Să văd eu ce investiție mai face retur de 14%. Nu face niciuna. Nu, 14% ca să rămâi în viață, dar rămite să mai și muncești, să mai și mănânci, să și trăiești. Da, da. Ăsta e motivul.
pentru care și vorba aia, avem, iar nu trece emisiunea să-l menționăm pe Octavian Bădescu, da, de data asta cu cealaltă cartea lui pentru România de Aur, tot la fel invitat aici, da, în care exact asta presupune o monedă, exact asta propune o monedă sănătoasă. În clipa de față, probleme, marile, absolut, aproape toate problemele pe care le ai în economie, fără o monedă sănătoasă nu o să poți să le rezolvi. Dacă oamenii nu sunt aliniați pe aceleași valori, să vrea toți o monedă sănătoasă, moneda sănătoasă e utopică. Da. Este, da. Bine, ei sunt aliniați pe aceleași valori, dar pe niște valori colectiviste și socialiste. Ca să tragem un pic înapoi la capitolul pe care discutam, o să mai fac referire iarăși la interviul nostru cu Friedman, cu David Friedman acolo sus, în care el spune o poveste foarte frumoasă despre cum să faci rost de automobile și că o metodă de a face rost, e o poveste de-a lui care e foarte frumoasă, o metodă de a face rost de automobile este să le faci la Detroit, se aplica pentru Statele Unite, da? Dar o altă metodă de a face rost de automobile mai ieftine, deci practic mai accesibile tuturor cetățenilor de rând, este să le crești în Iowa. Să le crești sub formă de porumb, să pui porumbul pe un vapor, trimiți vaporul în Japonia și se întoarce înapoi cu automobile pe el, care sunt mai ieftine decât alea făcute în Detroit. Da? Dacă tu te-a pus să pui o taxă vamală de import, atât pe porumbul care se duce în Japonia, cât și din partea japonezilor, cât și pe automobilele care se întorc din Japonia, el făcea mișto. Nu, dar încerc să-l aduc la poziția asta, da? Atunci, dintr-o dată, toată lumea pierde. Inclusiv producătorii de porumb, care își văd o parte din piața lor de desfacere secerată de taxele puse pe automobile. Yeah. Dacă nu cum, că în țară care pune taxa la importul pe automobile, nu se mai cumpără atât de automobile. Deci nu o să exporți, asta ca alunecare la următorul capitol, da? Că nu poți să exporți destul pentru că n-au cu ce să plătească japonezi în cazul ăsta. Bine, aici mi se pare că e un pic... E un pic depășit. E un pic depășit sistemul. Se presupune... Deci ceea ce... Schimburile directe unul da, la unul. Da, da, da. Ceea ce vorbește Hazlitt aici era o situație care exista în lumea de comerț exterior înaintea monezii, mă rog, înaintea... Cum să spun, Monedera națională. Înaintea, nu, înaintea faptului că s-a acceptat clearing-ul electronic. Deci, înainte să se accepte clearing-ul electronic între bănci, tu trebuia să deții atâta valută cât aveai nevoie ca să poți să faci clearing-ul în cash. Între bănci. Deci trebuia să ai valuta respectivă în contul tău. Da. De bancă. Banca după aia trimitea o scrisoare de bancă cu mâna și se duceau banii ăia înainte, înapoi, zburau în toate direcțiile. Da. Din punctul ăsta de vedere, la vremea respectivă, practic aveai ideea că exporturile, exista o relație directă care astăzi e puțin decuplată, da? Exista o relație directă între exporturile pe care le făcea o țară într-o altă țară, să zicem Marea Britanie în Germania, da? Marea Britanie exporta, nu știu ce să zic, lână de oi, da? Din Țara Galilor, o exporta în Germania, da? Sau pulovere din insulele Shetland, le exporta pe astea în Germania. Nemții, ca să cumpere aceste pulovere, trebuiau să aibă lire sterline, ca să poată să cumpere, să poată să facă operația asta, da? Dar lirele sterline, cine le produce? Le producea Marea Britanie, da? Și
Și atunci ei aveau două metode de a aduce lire sterline în țară. Unu, ori le cumpărau de pe piața liberă, da, la cursul dintre monedă, ori, ca să le cumpere mai avantajos, exportau și ei către Marea Britanie altceva, ceva de genul radiouri sau alte chestii pe care ceasuri cu cuc, da? Alte chestii pe care le fac nemții. Ei le exportau în felul ăsta către Marea Britanie și puteau să accepte plata în mărci, dacă aveau britanicii mărci, sau puteau să accepte plata în lire. Da? Și atunci ei făceau rost de lire sterline cu care plăteau mai departe importurile de pulovere. Mie mi se pare că la un moment dat zice că ignorăm special variantele astea de exchange-uri și clearing tocmai ca să demonstreze mai bine punctul respectiv. Pentru că, na, dacă vrei să împarți o chestie complexă în bucăți, împarți în două părți componente ca să vezi relația între ele și după aia zici celelalte le ignorăm până una alta. Bun, hai să înțelegi, să înțelegem cum e chestia asta avantajoasă în zilele noastre, cum s-ar aplica raționamentul lui în zilele noastre. Să spunem așa, că noi avem, nu știu, noi trăim în Australia, o țară care face foarte multe exporturi. Exporturile respective întăresc moneda, practic. Deci ce se întâmplă asta? Asta înseamnă că lumea pe piața de monedă are nevoie de dolari australieni și cumpără dolari australieni. Deci crește cererea pentru dolari australieni pe piață. Da? Crește prețul, deci e o ca monedă poată, tare. Ca să poată ăștia să plătească. Deci practic ei cumpără dolari australieni de pe piață ca să poată să plătească exporturile australiene de minereuri și ce alte dumnezeuri mai fi ele, da? În dolari australieni, da? Asta întărește dolarul pe piață în raport cu celelalte monede. Bun. Cum se întorc beneficiile? Care sunt importurile pe care le fac australienii în cazul ăsta, da? Ele se fac cel mai des prin turism. Pleacă australienii în țările din jur cu dolarul lor tare, că ei sunt în continuare plătiți în aceleași salarii pe care erau plătiți și înainte de întărirea dolarului. Pleacă australienii cu dolarul lor tare și cumpără pe dolarul lor mult mai mult din monezile locale pe acolo pe unde se duc. Da? Au hotel mai ieftin, au vacanță mai ieftină, da? Se duc cu barca, nu știu ce, cumpără suveniruri, cumpără tot felul de alte chestii și se întorc cu ele în țară. Acum la întoarcerea în țară o să dea peste, păi n-ai voie să intri cu asta, n-ai voie să intri cu asta, că așa e în Australia, da, mă rog. Bine, în Australia n-ai voie să intri cu măr, da. Mă rog, ar fi putut să le consume acolo, asta e chiar ideea. Nu ai cu măr? Da, n-ai voie să intri cu măr. Merele dintr-o anumită zonă din Australia sunt protejate pentru că nu există dăunători. Uh-huh. Ah, protecțiune. Da. Nu, aici ai putea să zici că e biologic. Uite, dar tot... apropo de chestia asta, aici aș vrea să vă întreb eu de o idee pe care n-am dus-o încă până la capăt și pe care am aflat-o de curând. El, Hazlitt, vorbește aici de protecționism împotriva importurilor. Da? Există însă și un alt fel de protecționism, la care nu se dă prin taxă, ci se dă prin lege, împotriva exporturilor. De exemplu. Pandemie. Nu. De exemplu, în Japonia, și mie îmi vine greu să găsesc argumentul economic ca să mă opun, deci din punct de vedere etic, mi-e foarte ușor. Dom'le, trebuie piața lăsată liberă, lăsați oamenii să facă ce vor, da? Dar din punct de vedere economic, e ceva ce nu văd. Mm. În Japonia este interzis să exporți vite japoneze. Deci vita japoneză, care este renumită pentru carnea de tip Wagyu, da? A fost interzisă la export. Au scăpat câteva în state prin anii 60 și prin zona aia Australia, Noua Zeelandă, de asta tot vezi Wagyu australian și Wagyu neozeelandez, da? Dar în 1970 s-a pus un ban total pe exporturi
ale vitei din Japonia. Vita asta este extraordinar de scumpă, în mare parte datorită masajului și felului în care e crescută, dar în altă parte și datorită faptului că există o singură sursă în lume de această, de acest tip de vită. Și întrebarea mea este, e clar că avem o interdicție pe care o aplic asupra poporului, mă rog, producătorilor japonezi, da? Lor le este interzis să exporte această, să exporte această vită. Bun. Acum, ei nu poate să se bucure de banii pe care i-ar câștiga în vânzarea cât unui cap de vită la export. Da, asta e clar. Asta este ceea ce pierd. Ei n-au voie să exporte în viu? În viu, în viu. A, dar carnea procesată, nicio okay. problemă. În viu, numai, în viu. Deci ei păstrează secretul genetic un fel de IP. În interiorul țării, da? Deci ei nu poate să se bucure de banii pe care i-ar lua vânzând un cap de vită în viu, da? Dar pe de altă parte, din cauza asta, există această situație de pseudomonopol care le face mult mai mulți bani mai târziu în atunci când o vând tranșată. Da. Da? Deci, asta e o decizie de tip piață. Poate de unde știi că nu se vinde vie, n-ai cerere mai mare. Nu, cred că asta ar fi, dar mă rog. E decizie de tip piață. Gândește că tu omori cerere. Păi lumea e mai mare decât Japonia, uite, dacă vrei un argument. Da, ok. Nu, dar exact cum auzi la noi, vai exportăm materie brută. De ce nu facem noi, de ce exportăm grâne, de ce nu facem noi paste aici? Să vândă pastele. Gândește ce zicea, ce ne învăța Freeman. Dom'le, de ce s-a interzice chestia aia? Pentru că cineva vrea să o fac. De ce vrea să o fac fermierul japonez care chiar se pricepe, știi, la, știe business-ul, ca să zic. De ce vrea să o fac? E mai bine, nu? Pentru e mai bine el. Decât tranșată, decât... Pentru el. Pentru el, da. Pentru el. Auzi, pentru el și pentru ăla care vinde și pentru oricine ca Heslit, tot lanțul. Aici e argumentul ăla de termen scurt și termen lung, că dacă scapi monopolul asupra acestei vite, după aia nu o să mai coste atât de mult pe termen lung vita tranșată. Că produc și alții pe lume. Că o să înceapă da. Și alții să facă... Gândește că el nu se gândește la asta. Gândește că ai o variantă pe lume. Tu crezi că nu se gândește? Sincer, japonez fiind, eu cred că se gândește și la asta, dar... Japonezul se gândește la de toate. Nu mi-e clar unde iar e pierderea, termenul știi? Lung și termenul scurt sunt decizii antreprenoriale, știi? Dacă tu vrei să stai cu chirie 3 zile, e decizia ta, tu așa ești... Inclusiv astea sunt decizii, astea e o judecată conservatoare ulterioară, că e bine să preferi termenul lung. Bine, aici știi că discutam și la obiecțiile pe care le aduce Rothbard la Mises, e că Mises tot așa pare să prefere termenul lung în varia în virtutate, în defavoarea termenului scurt. Cred că are dreptate. Da, asta... Dacă ea sunt hedoniști, bine, acum ne gândim și cât de realistă e imaginea asta. Azi zice că oamenii sunt mixte, o chestie mixtă, știi? Și de hedonin și de termen. Da, și poți să ai valuri de modă, nu contează. N-a subscrie la percepția asta conservatoare că sunt atât de hedoniști încât... Nu. Și mereu din și ce tot văd și oamenii, da, nu. Altfel ar fi toți în coma alcoolică. Și s-ar curăța hedoniștii. Bine, de fapt, ok, dacă stau să mă gândesc, de fapt ce se întâmplă aici cu legea asta este o lege care funcționează împotriva spargerii unui monopol sau cartel care a apărut din motive geografice, să spunem, da? Tendința pe care o vedem este că monopolul în sine ar vrea să fie spart pentru că banul care e în mână nu-i minciună, da? Și probabil că pe termen lung s-ar ajunge la un preț de echilibru, că noi acum suntem în dezechilibru.
Iar partea care, ok, e exact așa e. Deci în clipa de față au de câștigat producătorii de vite Wagyu pe spinarea tuturor celorlalți din lume. Pe când dacă s-ar sparge monopolul, încerc să aplic regula lui Hazlitt înainte. Dacă s-ar sparge monopolul, toți ceilalți din lume ar avea de câștigat, care avea acces la vita asta care e mai bună, mai delicioasă, mai nu sau știu ce, și exportatorii, la prețuri mai mici. Sau și exportatorii mai... Auziți. Deci tu ai care, zis... care estimează că ar câștiga mai mult din, nu știu ce, știi, din comerțul exterior. Tu ai zis în premiză că vita asta se produce numai într-un loc. În Japonia. În Japonia. Da. În toată Japonia. A, da. În toată în Japonia. În toată Japonia, da. Ok. Atunci n-ai un... Poate există, un cartel. Poate un cartel există, al grupului de interese. Există variațiuni între provinciile din Japonia și se bat în fiecare an care scoate vita mai cea mai bună. Da, da. Wow. Problema e că ei n-au voie să plece din Japonia. Nu? Ok. E, pe lume ai alte exemple de genul ăsta, de exemplu Parmigiano-Reggiano. Nu poți să vinzi tu, sau șampanie, nu poți să vinzi tu un produs numit în felul ăla. Da, da, acolo e doar numele, știi, care diferă. Aici e chiar calitatea diferită, aici okay. E sămânța care e diferită, e genetic. E o discuție genetică. Mă rog, că ce vreau să zic este, pot alții să facă brânze ca parmezanul? Da. Poți să îl numească parmezan? Nu. Poți să-l iei să vezi că e la fel de bun sau mai prost sau mai bun decât parmezanul? Da. La fel la șampanie, vinuri spumante, etc. Acum, o să zici că e o chestie de finețe. Că genetica vitei respective este specială și ascultă muzică japoneză și mănâncă flori japoneze. Nu, genetica în sine, în ceea ce privește okay, creșterea genetica. De animale, gândește chiar de, face o diferență. Adică sunt cai de curse care da. Trebuie scoși din alți cai de curse, știi? Să zicem că apar sămânța genetică pe piața neagră, o iei și îți faci și tu vite din alea, dar nu poți să zici că sunt, că le-ai luat de pe piața neagră. Da? Și tu zici, e o carne foarte bună, seamănă cu cutareasca. Dacă chiar este... Ce vreau să zic este că nu înțeleg cum întăresc ei monopolul ăsta. Deci zici că au dat o lege. Ok, au dat o lege că știau ei mai bine decât cartelul de producători sau tocmai cartelul a zis vrem să nu se exporte chestia asta, o ținem, e jucăria noastră, o îngrijim cu așa, cu mare... Îi ajută următoarele fapturi. Unu, sunt pe o insulă, unul la mână, doi la mână, însemânțarea artificială în domeniul vitelor trebuie să se facă cu sămânță caldă și extrasă într-un anumit interval de timp. Deci okay. Ideea e că n-au cum să aducă, să facă șmecheria asta de care o vorbești, deci pe care o vorbești. Deci nu mă pricep. Okay. Iar importul de vită vie în Japonia e interzis. Deci să zicem că tu ai intrat cu o pacă care să o duci pe care să să extragi în felul ăsta sămânța, nu merge. Și asta e o decizie antreprenorială. Poate un european pasionat de așa ceva îi oferă nu știu câtă lui. A, da. Rețeta, brandul, dăm. Cu siguranță ceea ce ai spus tu la început e adevărat. Dacă nu exista dorința de a vinde, nu se interzicea. De altfel, așa au și exportat inițial niște vaci în anii 60, înainte să apară interdicția. Stai, dar dilema care era că totuși un dilema lucru mea, bun. Dilema mea era că pare că e bun economic, pentru producătorii nu? respectivi, și nu eu făceam greșeala că nu mă uitam la toată lumea. Nu priveam toate grupurile. Păi nu, poate fi bună pentru producătorii respectivi. Poate intuiția ta e corectă, că se duce rețeta și câștigă mai puțin. Mhm. Uh-huh. Pot câștiga mai da, puțin. Da, da, chiar dacă câștigă mai puțin, nu trebuie să privești și consumatorii.
consumatorii o să aibă parte de carnea asta la un preț mai mic și o să fie mai des. Dacă apar mai mulți producători, crește oferta, scade prețul. Cererea, presupunem că e oricum iar cererea marginală pe produsul ăsta e imensă. Ok, deci de fapt lămurirea este că depinde din ce parte a libertății te uiți. Exact. Dacă vrei să o ducă bine consumatorii, lași să exporte. Dacă vrei să protejezi producătorii... Și cum câștigau prima oară? Sau cu legea cum câștigau? E foarte scump. Pentru piața japoneză, 30 de pentru acolo. Oricum, pentru toată lumea. Deci ei dau vita tăiată în toată lumea. Da? Și ai prețuri de te cocoșează. Da, de ce deci o friptură de 300 de grame, 100 de dolari. De ce pierzi dacă anulezi legea? Ei, producătorii de acolo pierd. Pleacă sămânța în altă parte. Și poate să apară producători de vită Yahoo, Wagyu, auzi, vită Yahoo, vită Wagyu în România, de exemplu. Face la Sibiu. Vezi? Și ei pierd? Păi normal că pierd, că intră alții pe piață. Crește oferta. Dar crește oferta, scade prețul. Nu mai vând carnea procesată. Exact. Așa scump. Că ar putea să-și păstreze, apropo de chestii marginale, poate să-și păstreze brandul extraordinar în care o să zică, mă... E făcută de un japonez, nu? Da, de mexican, da, știi? E genul ăla de motorul ăsta e făcut cu mâinile mecanicului. Da. Ceva, o chestie de brand. Tot ar putea să o vândă mai scump. Și crezi că nu contează asta? Ba, da. Una e să facă sushi. Contează, sushi un japonez, totuși... alta e să facă, nu știu, un bulgar, știi? Sushi bulgaresc e... Uite, vreau să zic la... De ce am vorbit de importuri, știi, de exporturi, de la capitolul 2, cu 2 pe ordinea de zi, acolo, nu știu cât e, 10? 12. Imaginea generală era frica de... Deci noi, dacă citim ziarul financiar, dacă ne uităm la televizor, nu vorbim doar de ziarul financiar, toate ziarele financiare din lume, exporturile sunt privite ca fiind o chestie bună, foarte bună, importurile ca fiind o chestie foarte rea. Asta vrea să demonteze. Uh-huh. Asta se luptă. De ce importurile bune? Sunt bune, am văzut și în capitolul anterior. Erau 3 avantaje. Una e că pui lei mai ieftine, găsești chestii care nu le găsi altfel, vin din așa, și ajută alți producători. Dacă tu forțai, drenai consumatorii către protecționiști, aia exista mai puțin bani pentru aceiași producători. Deci astea erau argumentele de până acum. Noi am intrat în argumentul ăsta cu importul și exportul, cu ei bani de la nu știu ce. Uh-huh. Cum, se echilibrează. Asta e toată chestia, că dacă vrei să importi niște lucruri, trebuie să și exporti niște lucruri. Pentru că economic, și el face exemplul ăsta cu un om care vrea să cumpere chestii. Importurile te ajută, nu? Importurile, deci când importi, ăla are bani să... Îl are bani să-ți cumpere către produsele. Da. Deci importul sprijină exportul. Ăsta e argumentul central din capitolul ăsta. Da. Deci imaginea standard era că e un conflict conciliabil între... Bine, noi trebuie ți-am... să avem exporturi, să minimizăm. Chestia asta funcționa, deci asta zic că acest capitol e poate printre cele mai învechite din carte, pentru că chestia asta funcționa și era foarte adevărată înainte de clearing-ul digital. Plus că la nivel de țară... Eu mă gândeam altfel sau ce n-am înțeles eu. Uite, dacă englezii iau dolari, nu? Ce fac? Exportă? Dolari. Da. Deci dacă nu importă din America, importă în altă țară. Păi asta se întâmplă asta este ceea ce se întâmplă astăzi. De asta, asta vrei să zici? Da. De asta spun că și-a mai pierdut efectul din punctul ăsta de vedere. Ai două. Și un mercantilist spune, păi da, ăla nu cheltuiește România, cheltuiește... Pe de altă parte, tu importi chestii, da? Bun, problema pe care o avem noi, strict acum din punctul de vedere al României, este că noi atunci când importăm,
cu siguranță avem nevoie de moneda străină. Uh-huh. Da? Ok, noi facem export de bunuri și servicii în care suntem plătiți cu moneda străină, dar deficitul comercial este foarte, este foarte mare în parte de importuri. Uh-huh. Problema e că nimeni n-are nevoie de lei. Nu suntem cu o monedă care să aibă convertibilitate externă. Da, și problema de ce? Din cauza că nu avem o economie dezvoltată, nu producem niște chestii. Nu, din cauza, nu e că, da, că aici putea, nu, că problema, problema este circulară, că am mai spus vorbind acum 20 de minute, noi nu avem o economie dezvoltată capabilă să producem nu știu ce, pentru că moneda nu te lasă să capitalizezi investițiile ca lume. Stai, pentru că asta e a doua rămurică, de ce nu te lasă să capitalizezi? Nu din cauza, bine, și din cauza reglementărilor, dar din cauza inflației. Din cauza inflației, da. Yeah. Păi asta e politica monetară. Da, adică sunt două lucruri diferite. Una e o problemă de management de ăsta în care, bine, importăm în nu știu ce monedă, dar noi exportăm în altă monedă și trebuie să ne echilibrăm cumva în clearing. Asta ar fi o problemă, o provocare din asta tehnică, tehnologică. Dar problema de inflație... Deci cel mai bun argument în continuare pentru importuri rămâne ăla făcut în capitolul precedent. Atunci când ai importuri, înseamnă că ai mai mulți bani în economie sau ori există consum mai mare, prin urmare există mai puține nevoi nesatisfăcute, lumea o duce mai bine, are un nivel de trai mai ridicat, ori mai rămân bani în plus în economie care se pot distribui către alte activități productive, către creștere economică, efectiv. Deci de asta spun că capitolul ăsta e puțin, era adevărat, are sens din punctul de vedere al istoriei economice și dacă vrei într-adevăr să îl vezi încă în acțiune astăzi, îl vezi în acțiune cu exemplu pe care l-am dat mai devreme cu Australia, care își întărește moneda pe baza exporturilor pe care le face, o țară care exportă, de exemplu, și întărește moneda. Practic, dacă vrei să te gândești așa, uite, noi atunci când importăm ceva pe dolari, contribuim la întărirea dolarului și dacă este să importăm ceva din Turcia, putem să plătim cu dolari mai puternici, dar e oarecum se acumulează în virtutea monezii americane. Faci importuri acum, cu ce plătești? Depinde. Cu ce acceptă dolari, vânzătorul. Euro, depinde dolari. Ce vrea vânătorul, ce vrea vânzătorul. Da. Cu ce vă înțelegeți să plătiți. Da, și în contabilitatea română îi înregistrezi în lei, dar asta, da. Asta nu... Nu te încurcă, da. Nu te încurcă cu nimic. Da. Deci, argumentul e, deci că astea merg împreună. Ăsta era argumentul. Uh-huh. Da. Că dacă tu avea Constantin noi ca o... Cine seacă izvoarele vieții și le seacă pe ale sale. Deci dacă tu interzici importurile, ea nu mai au bani să cumpere de la tine. Asta e, cred că asta e teza capitolului, știi? Nu, sau o să zici, păi ăia străinii care pompează în România chestii, deci noi importăm, sunt niște hapsâni. La fel ca la înțelegerea mai devreme cu roșiile. O să nu cumperi lucruri din import. Cumperi numai lucruri românești? Ele merg împreună. Uite, dacă interzici unui patron să importe forță de muncă de la Vali, asta înseamnă că interzici altui patron să exporte produsele lui Vali. Asta era ideea, deci ca să... Hai să trecem la prețurile paritare, care sunt o chestie... americană. O chestie foarte de SF care, mă rog, să zicem, e Back to the Future pentru că o gândește Ciolacu acum, dar... Uh-huh. Chiar are ceva asemănător? Doar parte de control al prețurilor. Deci, mă rog, una de ce înseamnă prețurile paritare despre care se discută, vrei să spui tu? Nu. Simt că tu n-ai înțeles-o mai bine. Ideea e așa, că la un moment dat în timpul marii recesiuni a apărut o disparitate între, deci practic într-o anumită perioadă, dacă era să punem prețul mediu al produselor agricole într-o
într-un interval de timp, împreună și să-l compari cu prețul mediu al produselor industriale într-un alt interval de timp, deci e clivajul ăsta între industrial și agricultură, da? Spunea așa că exista un raport, da? Și dacă la un moment dat raportul ăsta s-a schimbat pentru că, nu știu, s-au scumpit prețurile din industrie sau s-au ieftinit prețurile din agricultură, da? Că s-a produs mai mult sau ceva de genul ăsta, ok, atunci agricultorul are de pierdut în raport cu industriașul. Și pentru că tu ai nevoie în agricultură de produse industriale ca să faci agricultură de așa, atunci cumva ar trebui ca prețurile din agricultură să fie legate, ăsta ar fi fost argumentul, să fie legate de celelalte prețuri. Cumva cum zice atunci când zice Ciolacu, domne, să plafonăm adaosul comercial între nu știu ce și nu știu ce și nu știu ce, cam așa e și aici, în care zice, nu, să creștem prețurile în raport cu toate celelalte. Auzi, eu am înțeles că asta era o problemă, o soluție locală a lor americană, în care hai să ținem prețurile la nu știu cât, dar asta se întâmplă și la noi. Producătorul zice, eu am făcut roșii, dar nu pot să le vând decât cu un leu, dar am costuri mari, în exemplu ăsta era cu industria, aici în România ai costuri mari, alte chestii, motorină, tralala. Niște prețuri minime, cred. Și așa, și statul român a zis, mai jos de o nu, statul, nu poți statul român a zis, lasă restul de preț, ți-l dăm noi, subvenție. Mi se pare că într-un fel e același lucru. E da, o formă da, de subvenție, paritatea asta a prețurilor. Ba da. Asta, e, asta este ceea ce s-a stabilit la noi. În America însă... nu era clar că statul dădea banii. Apetitul pentru subvenție este foarte... Asta spune și Hazlitt în carte. Zice, băi, măcar dacă ați fi băgat o subvenție, că era simplu și pe față. De? Și nu trebuia nimeni să-și bată cap cu ea, dar publicul american, chiar și la 1930, strâmba din nas atunci când auzea subvenție pentru agricultură. Și foarte bine, că însemna că era educat din punct de vedere economic, da? Nu ca unii care stau acum numai după, alergând numai după subvenții. Ok. Gândește-te la bugetul UE pe agricultură. Zeci de ani cât a fost, uriaș, nu știu, 70 sau cât. Mai mult. Acum l-au redus la 40. Dar bugetul UE mult timp asta a fost. L-au redus la 40 din cauza că au făcut inflație și nu, încă nu-și dau seama primitorii. Eu să zic că procentual e 40%, dar noi vedem că primim aceiași bani. Deci ok, nu chirăim acum. Cred că asta e părerea. E, și criticile pe care le aduce Hazlitt acestei scheme de paritate despre care am vorbit a fost una că, în primul rând, selecția perioadei pentru calculul parității este puțin suspectă, în sensul că... De ce numai atunci când e bine? În sensul că a fost aleasă perioada de maxim al produselor din agricultură, deci maxim, nu niciodată până atunci și niciodată de atunci, nu? Deci cumva, ok, aici ne-a fost cel mai bine, aici vrem să, să rămânem. Că înainte, nu, aici, nu înainte, aici. Asta ar fi E o formă de prețuri decente. Da, e o formă de decență. Aici am și eu, preț minim, nu ai voie să vinzi cu mai jos de... O portocală nu poți să vinzi cu mai jos de... Nu știu. Da. E, și asta ar fi fost una. A doua era faptul că, uite, nu se menține paritatea. De ce paritatea trebuie doar pentru agricultură? De ce n-ar trebui să o... Adică de ce sunt lucrătorii sau producătorii din agricultură mai cu moți decât față de ceilalți din restul industriilor? Da, și zice el aici că un automobil Chevrolet cu motor cu 6 cilindri costa $2,150 în 1912. În interiorul perioadei astea de paritate. În 42, când scria el, costa $907. Cumva se ieftinise, făcuse la mai puțin de jumate. Ei bine, ajustat pentru a ajunge la paritate pe o bază identică cu cea a produselor agricole, ar fi trebuit să coste $3,270. Cât venea mai mult? Adică mai mult? Sau mai mult. Adică în loc să fie, mai ieftin cu 1000 și ceva, ar fi trebuit să fie mai scump cu 1000 și ceva. Ia. Cu paritatea. Da. Paritatea, da.
O livră de aluminiu costa în medie 22,50 de cenți, iar prețul în 46 era de 14 cenți. Dar la paritate ar fi trebuit să fie 41. Oh. Adică aproape dublu. E. Mă rog, argumentul... Zi. Nu, zi. Argumentul lor atunci a fost că dacă ai o categorie din asta strategică care nu mai are destui bani, în felul ăla kinesist, trag toată economia în jos. Nu se cumpără industrie, industria nu mai are bani să cumpere masaj, toată economia se duce de râpă din cauza că cutare nu mai au bani. Incredibil. A pariat unul pe roșu la unul. Da, exact. Nu, e o tendință de asta catastrofistă, știi, de se duce totul, se duce în cap. În timp ce o luau subvenție, cum mai spuneam, știi, totul crește. Da. E, și Hezi dădea exemplu, spunea că uite că lumea o să zică, păi da, ce că astea sunt mai ieftine pentru că s-a înregistrat progres tehnologic în industrie și de astea sunt astea mai ieftine, de asta e aluminiu mai ieftin, de asta e mașinile mai ieftine decât înainte, că avem progres tehnologic. Păi zice Hezi, păi da, dar avem progres tehnologic și în agricultură. Yeah. Adică de la 188 de nu știu ce pe hectar, de tone pe hectar cât ieșeau în perioada aia de aur, acum sunt 260 de tone la hectar. E mai mult. Yeah. Da? Deci ar trebui și aici să ar trebui să intre și asta în calculul de paritate, dar nu e acolo, doar crește. Asta este. Sunt niște... Unii încearcă să fie speciali, își angajează, cred că și zice undeva în capitolele astea, sau eu la următoare. Dar mă rog, de ce stai? Hai să facem altfel. De ce au inventat? Înainte de a trece la următoarea, aș mai zice un lucru aici pe care îl spune el, care e bun de citit în integral. Yeah. Pentru că de ce? Că se aplică și în alte cazuri. Spune așa. Refuzul de generalizare a principiului nu reprezintă singura dovadă a faptului că nu este vorba de un plan economic în favoarea populației, doar de un instrument pentru subvenționarea unui anumit grup de interese. Adică dacă umbli cu dublă măsură, e clar. O să umbli fără măsură. De ce au inventat soluția asta la un moment dat? Păi ca să salveze o cutare industrie, nu? Alunecare la următorul capitol. Da, o industrie din agricultură. A, ultimul, nu? Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Și de ce voiau să o salveze? Pentru că, mă rog, ăștia care vor să fie salvați de multe ori își angajează super povestitori, astăzi le-ai zice influenceri, care îți explică oamenii la început poate nu percutează, nu le place argumentul, dacă îl tot aud e genul ăsta de argument pentru care să nu dai fake news. Ai oameni care îți împing o idee și după aia e foarte ușor de schimbat o lege pentru că e un loc comun deja, păi normal, Cutărescu e important. Unii se vând ca fiind speciali. Da? Și sunt două feluri de speciali. Ori sunt speciali, nu puteți fără mine, ori sunt speciali, vai, o să mor. Părțile spectrului. Și atunci ori este extraordinar de important, e strategic, ori oamenii ăștia sunt foarte amărâți, nu putem să trăim cu conștiința împăcată dacă nu-i ajutăm. Și nu e ideea că ne trage pe toți în groapă, știi? Deci dacă se duce industria, ce-o fi, chiar este aia, toți cădem. Deci. Mm-hmm. Și aici ai povești duble. Poți să zici, dacă nu facem asta, ne ducem. Sau, ce ai zis mai devreme, dacă facem asta, apeși butonul alt. O să ne îmbogățim toți. Mm-hmm. Too big to fail. Yes, exact. Cum să nu iubească birocrația, cum să nu iubească pe Keynes? Una e să fie perceput ca un parazit, să zicem, discursul liberal, și una e să fie cineva care spune nu doar că nu ești parazit, ci ești putere de cumpărare, ești esențial, exact, ești putere de cumpărare pentru
Că nu-ți dă prin minte, știi? Auzi, nu mă ascult, apropo de too big to fail. Deci a fost criza, au dat o lege, uit mereu numele, cum se cheamă, au dat o lege ca să spargă băncile în bucăți mici, ca să nu mai existe dăștia mari. Și ce s-a întâmplat în urma legii? Au rămas puțin mari și nu mai poate să intre alții din cauza că ai costuri foarte mari de compliance și toate prostiile alea. Da, da, deci în realitate, ce s-a întâmplat astăzi? Păi dăm o lege să spargem o chestie. Și ce a făcut? Ia consolida mai mult. Bun, hai să dăm, i-a salvat, să dăm din carte, da, povestea pe care a zis-o Alexandru mai devreme. Povestea e așa. Industria X este bolnavă, industria X moare, trebuie salvată. Poate fi salvată doar printr-o taxă vamală, prețuri mai mari, subvenții. Dacă e lăsată să moară, angajații vor fi aruncați în stradă. Proprietarii caselor în care aceștia locuiesc, băcanii, măcelarii, magazinele de confecți, cinematografele locale și ceilalți comercianți de la care aceștia își fac cumpărăturile, își vor restrânge afacerile. Iar recesiunea o să răspândească în cercuri concentrice, într-o spirală așa, din ce în ce mai largă, din ce în ce mai largă. Dar dacă salvăm industria X, punem piciorul în prag că face partidul ce trebuie, da? E, atunci industria X o să achiziționeze utilaje produse de alte industrie, o să angajeze și mai mulți oameni, pentru că nu e așa, cumva dacă o salvăm, o și extindem. Adică e trecerea asta, deci tu ai un pacient, industria X ți-a fost prezentată, asta e disconcordanța care, nu știu, când se petrece această alunecare dintr-o parte în alta și de ce nu e vizibilă pentru toți oamenii, da? Ai un pacient care e în spital, e pe patul de moarte, de-abia îl ții pe ventilator, de-abia își trage bășinile, da? Tu o să-i pui acolo parnosul gros, da? Îi dai bani, îi dai mâncare, practic, pentru pacient ca să țină în așa, îi dai o supă de... Îi dai o supă de găină cumpărată din bani publici, da? Care nu există, deci trebuie să furați de la cetățeni, uh-huh. Dar îi dai o supă de găină și dintr-o dată pacientul ăsta se transformă cumva într-o combinație între Ronaldinho și Terente. Adică dă goluri, aleargă cu piciorul în spate, cu mâinile legate la spate, face tot ce trebuie, ca inclusiv copii. Ca mașina, da, de cusut. Da. Okay. Și nimeni nu găsește nimic suspect la povestea asta. Adică, băi, ori era bolnav, ori e un supererou. Hotărâți-vă, da. Să fim înțeleși. Mârțoaga care mânca jăratec, băi, e un bas. Da, e... It's a fairy tale. În jumătăți de adevăr ce ne zicea și Hestlich, adică astea sunt adevărate, că îi faci un bine lui dacă îi dai bani și că faci un bine ălora unde își cheltuiește bani. Asta e adevărat, știi? Ce ne zice Hestlich e că uitați-vă și mai, mai încolo, la aia care pierd, consumator, producător, la faptul că dacă ăsta pică, dacă va pica această industrie, nu înseamnă că pierde pământul. Nu, banii economisiți, inclusiv banii lui, sunt redirecționați, știi? N-ai... În fabrica aia de textile, intră în alte utilizări, știi, deci nu? Auzi, de... Adică ai alte industrii și eficiente, nu a ta care e ineficientă, știi, trebuie eliminat. Economic vorbind, am mai zis-o, e, deja ar trebui să fie evident, un lucru, dacă produce profit, înseamnă că produce valoare pentru clienți. Asta în cazul în care nu produce profit pentru că e ținut prin reglementări sau alte chestii. Într-o piață sănătoasă, dacă cineva nu produce profit, păi asta este deja informația. Argumentul lor e că îi dă un bobârnac și se... A, bun, da. Atunci de ce nu se vede că subvențiile nu se opresc niciodată? Adică dacă faci subvenție, zici, și aici o să zic două chestii psihologice. Deci dacă zici, mă, am un copil, ăsta trebuie să-l ții pe subvenție 25 de ani, mă rog, 16, 18, după caz. Ții copilul pe subvenție și după aia el e, pe cât posibil, întreg producător, da? Te oprești din subvenție la un moment dat. Din ce în ce mai puțină subvenție, minimal necessary intervention. Pe când la noi sunt domeniile astea strategice,
unde subvenția curge non-stop. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, mă gândesc, este așa speculație de ale mele, că în familie părinții au copii preferați. Și eu cred că din cauza asta oamenii pot să înțeleagă de ce să salvezi cu tare industrie. Zici, mă, ăsta trebuie să-l ajutăm pentru că... Și oamenii o să fie de acord să salveze cu tare industrie pentru că le place lor. În împotriva altei chestii. Contează și publicul. Mă rog, e o speculație. Pare că dar cum de nu-i doare contează interior. Și publicul. Dacă tu vorbești de mâncare, ăsta e sectorul strategic. Yes. Dacă ar veni ciolacul și vreau să nu știu, ace de cu sus sau nu știu ce, el în jur, tu te mătai. Da. Deci contează și dacă zici apărare, mâncare, asta sunt sănătate, nu mai zic. Ia e. Da. Ne facem noi medicamente, nu cine știe ce străini, noi bolnavi și ăla pleacă din țară, știi? Uite, pentru subvenție, deci sunt două metode de a salva tu industriei X. De obicei se împarte în două metode. Prima este nu mai fac față, trebuie ajutați, proptiți, așa cum a zis Alex, da? Le dăm o subvenție. Da? Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că fur niște bani de la cetățeni care în mod normal nu s-ar duce către industria X pentru că nu e competitivă sau nu e dorită, nu produce destul, nu are acoperirea ofertei în cererea naturală de la populație. Și atunci tu iei bani și îi dai ălora. Practic trăiește industria pe spatele consumatorilor. Consumatorii au mai puțin bani, iarăși argumentul din capitolul 1. Da, industria X devine geamul spart. Da? Tu, subvenția, le spargi geamul consumatorilor ca să-i dai industria X, care e geamgiu din exemplu, din cazul 1. Da? Ok, bun. Cealaltă variantă este aia în care, domne, industria X este vulnerabilă în fața competiției. Adică trebuie să o protejăm, să-i punem reglementări la intrare ca să nu vină oricine să facă treabă aici, pentru că dacă nu e destul cererea, nu e elastică, da? Și dacă crește oferta, se ruinează toată lumea și pierdem industria. Și atunci punem bariere de intrare, punem ghilde, certificări, chestii de genul ăsta. Da? Bun. În cazul ăsta ce se întâmplă? Păi se întâmplă că oamenii care ar fi vrut să investească în industria X, da, să intre pentru că acolo e rost de competitivitate, oamenii ăștia sunt forțați, asta spune și Hazlitt, sunt forțați să investească în alte domenii. Ei au bani, da, vor să-i ruleze, vor să investească în ceva, vor să cumpere un mijloc de producție, da? Și în loc să cumpere acolo unde investiția lor ar fi cea mai eficientă în industria X, trebuie să se ducă către alte industrii. Da? Comparativ, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ei nu au investit unde este cel mai eficient, asta înseamnă că lor, ceteris paribus, le-au fost furați niște bani, da? Pentru că le-a fost interzisă investiția asta, practic, per total, toată societatea este mai puțin avută. De ce? Pentru că cel mai eficient ar fi folosit în direcția asta, banul a fost folosit în direcția cealaltă. Ce exemplu am putea da, nu știu, iPhone și un iPhone românesc, să zicem. iPhone-ul ăla mare, mai bine cumpără iPhone-ul ăsta românesc paradit decât să intre în textile sau în alte linii de producție, nu? Programul Tomata e evident. Mă gândesc că era ceva apropiat, de... Ce de... Adică dacă un iPhone cumpăra ceva paradit, iPhone românești, să zicem, erau mai apropiate de ce făceau ei, de investițiile lor, dacă, nu știu, ar cumpăra prune sau nu știu. Nu, uite, a dat un exemplu foarte bun Alexandru la început, băncile. Pune mâna și fă tu bănci private, da? Să vedem cine te lasă. A, bine, că nu te lasă, da. Că asta e. Deci tu, teoretic, dacă vrei să... Dacă ai o cantitate mare de bani, da, pe care ai vrea să o investești în ceva, în sectorul financiar, nu poți să te duci decât în direcția jocurilor de noroc. Și până și acolo sunt hiperreglementat, trebuie să cumperi licență, permisiune de la stat și chestii de genul ăsta. Taxe mari.
mai mult, dacă, special. Și în loc să poți să oferi din banii ăia împrumuturi pentru investiții cine vrea să facă treabă cu ele. Da? Teoretic ai putea și la bănci, nu? Doar că e hiperreglementat. Păi asta și spun, că sunt bariere de intrare. Teoretic nicio barieră nu zice n-ai voie să intri. Doar că obstacolele sunt... Se protejează în cazul ăsta descris de Hazlitt, se protejează industria X punându-se bariere de intrare, dar niciodată barierele alea de intrare o să fie de genul nu ai voie să deschizi o bancă. Nu, va face foarte complicat. Trebuie să ai asta. Ca să deschizi o bancă. Astfel încât să teoretic să se poată, tehnic nu. Nu, dar poți interzice străinilor, să zicem. Da, uite asta vreau să zic. Ai capital și asta ar fi ineficiența aia, că eu dădeam exemplu cu iPhone. Mă gândeam că... Da, dar vroiam să nu complic discuția cu ideea asta peste bani, peste granițe. Adică e vorba de, practic, tu acolo străinii respectivi au capital care e în afara țării, el ar funcționa, s-ar redistribui în industria, în economia lor locală, dacă n-ar putea să investească la tine, adică se complică situația. Pe când în felul ăsta discutăm despre un român, da, care vrea să investească într-un proces din, să zicem, vrea să deschidă o bancă în România, domne, nu se poate. Adică ok, se poate, dar nu se poate. Eu mă gândeam la ceva unde ai afinitate, să zicem, iPhone-ul ăla românesc, hai să zicem că nu e cumpărat de Apple, cumpărat de un inginer care face ceva apropiat. Crezi că o bancă comercială dispusă să funcționeze fără reglementări nu ar avea un efect instant în economie? Ca un shot in the arm? Ba da, ar atrage și depozite și tot ce vrei. Bine, asta merge și de mână cu genul ăla de discuție în care nu poți să schimbi. E salutar să schimbi doar o chestie, dar ca să ai niște efecte palpabile, reale, trebuie să mai schimbi și alte lucruri. Atâta vreme cât statul îți reglementează 5 chestii care sunt împreună mereu, când te apuci și vrei să eliberezi o rămurică, trebuie să le eliberezi și pe alelalte. Da, mă rog, asta e altă observație. Și ca să facem un pic de previziune a ce o să se întâmple cu legea lui Ciolacu, putem să ne uităm la istoria de încercarea de a salva industria cărbunelui din America, cu care Congresul a adoptat legea GAFI, prin care proprietarii minelor de cărbune nu numai că aveau voie, dar erau obligați să se pună de acord, să se fac cartel, pentru a nu vinde sub anumite prețuri minime fixate de guvern. Deși Congresul a început prin fixarea unui preț al cărbunelui, s-a trezit în curând că, evident că de la poziția de la centru nu se aplică în teren, da? Că datorită variației foarte mari a dimensiunilor diferite ale minelor, a numărului uriaș ale acestora și a modalităților diferite de livrare către mii de destinații diferite pe calea ferată cu camioane, vapoare sau barge, a ajuns guvernul în situația de a stabili în loc de 1 350.000 de prețuri distincte pentru cărbune. Și asta ar fi prima degenerare a unui proces de genul ăsta în care te-a pus să controlezi prețurile, păi o să vezi că sunt 350.000 de situații distincte în care trebuie să controlezi prețurile, nu una singură, așa cum îți imaginezi tu, Ciolacule. Asta odată. Și a doua chestie care se întâmplă este că unul dintre efectele acestei tentative de a menține prețul cărbunelui peste nivelul pieții a fost accelerarea tendinței consumatorilor de a substitui cărbunele cu alte surse de energie sau căldură, cum ar fi petrolul, gazele naturale sau energia hidroelectrică. Deci, practic, fă-mi ceva, fă-mi produsul mai scump decât merită, și atunci intervine concurența substitutivă, în care cumperi un alt produs. Vrei fructe? Da, vreau fructe. Păi s-au făcut merele 7 lei. Bine, cumpărăm portocale cu 3. Margarina. Margarina n-ai voie. Păi nu, dar o să cumpere margarina. O să cumpere, cum îi spune, o să cumpere multivitamine.
în loc de... Nu, mă gândeam margarina în loc de unt. Margarina în loc de unt, da. Da, da. Da, dar eu aș interzice margarina. Care era faza cu ciolacul? N-am înțeles. El pe ce vrea? Eu, wow. Plafonează adaos comercial. Auzi, există un argument pentru subvenții care e de foarte multe ori rulat pentru că e privit în gust. Deci eu sunt convins că dacă nu avem legăturile directe cu Uniunea Europeană, ciolacul, mă rog, cineva s-ar fi găsit, sau poate chiar Cățu, s-ar fi găsit să pună taxe vamale pentru importuri. Dar pentru că noi suntem în Uniunea Europeană, nu poți să pui taxe vamale de importuri și atunci pui subvenție la preț. Argumentul desrulat este, păi, producătorul român nu poate să producă la prețuri așa mici cum vin de afară. Ne-au invadat, ca mai sta mai zicea și Hezlit, că tot timpul au un discurs de ăsta ca de război, ne invadează. Invazie. Divizii. Frontul, da, chestii de-astea. Și unde vreau să ajung este că vin produse de afară, ieftine, ce ne facem că mor producătorii noștri? Noi am zice, păi, să producă altceva. Păi nu e așa de elastică. Da. Nu e așa de elastică. Cum să învețe de la o zi la alta să... Păi vezi că oricum rulează crops, recoltele diferite de la an la an, pentru că e sănătos pentru pământ. Dar și nu e... Nu-l pui să învețe să scrie cod. E tot cu pământ. Da? Și oricum nu-l pui să facă nimic, de fapt. Dar... ideea e că trebuie să păstrăm producătorii români. De ce? Din nou, pentru că e strategic. Unde vreau să ajung este că dacă ai o chestie gravisimă în care chiar ai riscuri, ok, poți să ai un argument că e strategic. Dacă tu ai programul Tomata pentru că nu... Sunt mulți oameni care vezi că fac roșii. Ei sunt electorat, trebuie să le dai niște bani, că altfel nu te înțelegi cu ei. Nu te mai votează. Dar altfel nu poți să zici că roșiile sunt strategice. Da? Dacă ai avea roșia Wagyu... Mâncarea, România, cred că e mâncarea. Da, da, mâncarea nu. Mâncarea în general, lasă roșiile. Da, da, nu dau subvenții la toată mâncarea. Dau la niște chestii, fac programe din astea. Aoleu, să vină să se roage de noi. Ăștia cu roșiile le-am dat. Să dăm și la niște dovlecei, mă gândesc că la cartofi nu le dau. Oamenii. Mă gândesc că dacă ai avut o chestie de liber schimb pe mâncare, e posibil să se revoltă dacă le scoți. Uite, dacă tu gonești tot ce înseamnă hipermarket, oamenii să vadă prețuri nesimțite după, e posibil să se revolte. Chiar dacă ei acum mentalitatea lor, e clar că e protecționistă. Nu mai producem nimic, n-am mai mâncat o roșie românească din anii 80, din anii. Atunci am fost, da. Mai ai un exemplu care e mult mai... Nu face legătură, știi? Nu face legătură. Da, deci dacă posibil, facem sondaje... E posibil ca foamea să-l trezească, asta spui. Prețul, da, și prețul. Să vadă că e de 10 ori mai mult și... Ai exemplul ăsta cu piața de energie electrică, în care au făcut mare tamtam că liberalizează piața. Și n-au liberalizat nimic. După aia, prețul era mare. De ce? Că nu era liberă piața. Eu tot nu am ce s-a întâmplat acum. Da, e o... Uite, mister. O chestie prin care aș încerca. Claudiu, cred că se percepe la subiectul ăsta. O chestie, uite, când vorbim de vouchere, voucherele, într-adevăr, îți scad prețul, nu? Dacă descentralizăm educația, se duc părinții voucherul ăla. Dar ideea e că la vouchere îți dau banii. Paralela cu energia ar fi fost că dacă statul nu mai face producție sau nu știu ce făcea, să-ți scadă taxele, știi? Pe ce nu mai făcea. Da. Înțelegi? Dacă nu mai face o chestie și așa mă gândesc că se vedea liberalizarea. Adică uite, nu știu subiectul, doar lansez ipoteze, știi? Adică e ca și cum ai zice, facem vouchere de mâine, dar nu le dai banii oamenilor. De fapt, nu le dai vouchere, doar le dai dreptul să, cu banii lor, să cumpere de la diverse școli, știi? Adică nu le dai banii înapoi. Și la fel și la energie. Nu le dai banii. Tu cât plăteai taxe? Plăteam nu știu cât. Ok, ia că eu nu mai fac energie. Fac privații. Ia banii de rătii. Nu.
liberalizăm în sensul, din ce am înțeles eu, nu mai folosim o formulă prin care se calcula, ci e cerere și oferă. Da, asta e liberalizare, știi? Da, numai că nu care teoretic și oferă. Asta ar fi mai bună dacă ai, da. Dar nu mi-e clară. E greu să răspunzi omului, știi? Dom'le, de ce s-a scumpit dacă e o explicație? Am, uite, nu știu subiectul. Știu. Explicația asta ar putea fi, că nu ți-a dat banii din taxe înapoi. Da. Statul român să fi zis, eu nu mai mă ocup de energie, socialdemocrația înseamnă că statul se ocupă de 5 chestii. Energie, sănătate, nu știu. Nu mai mă ocup de energie, cât îți luam din salariu? 50%. Ok, ține atât, știi? În sensul că, da, în sens, ok, deci ideea, am înțeles în fine unde bate Costel, în ideea următoare că dacă noi avem o instituție, da, care bă, înainte controla prețul la energie, uh-huh. Da, că și înainte energie era produsă de privați, dar prețul maximal... Tot 80% era făcută de statul român. Prețul ca maximal era stabilit de prețul maximal de vânzare, era stabilit de statul român. De statul român. Și avea instituții care se ocupau cu reglementări de genul ăsta în domeniul energiei. Ok, instituțiile astea consumau și ele niște bani. Energie. Nu numai, și cred energie și o grămadă. Da, 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 da. E, și Costel zice așa, păi ok, am desființat aia, păi îți scad taxele în proporția în care consumam din ele înainte pentru energie, în sensul ăsta. Producția, păi, da. Pentru acea agenție de reglementare. Nu mai făcea statul, pentru că e clar că el a externalizat ceva. Ok, dăm banii înapoi dacă tu nu mai faci chestia aia, hai să zicem. Tu, statule, ce făceai? Păi produceam. Și acum mai produci? Nu, că am produc niște privați, eu doar nu știu ce. Păi dă banii înapoi dacă nu mai produci. Exact. Păi okay. El n-a făcut asta. E ca și am zis, eu așa văd, vizualizez, ca la vouchere. Nu-ți dă banii, nu-ți dă voucher. La voucher îți dă voucher, adică bani. Nu, îți zice, suntem de centralizare, tu, părinte, du-te cu banii tăi la ce școală vrei din București. Dar îți reține banii din taxe, știi? Nu? Da. Și tu zici, băi, dracu, dar ce scump e? Asta pe de-o parte. Ce scump e la privat, înainte era zero și acum trebuie să dau 5 milioane. Bă. Tot cu vouchere, cred că poți să o mai explici și prin facem sistem de vouchere, dar în rest nu schimbăm nimic, nicio reglementare, nu descentralizăm, doar nu mai dăm banii la școli, ci îi dăm la părinții care au copii. Și restul rămâne înghețat în prostia de dinainte și zici, păi unde e oferta aia pe care o lăudați? O să apară concurență și nu știi de ce n-apare concurență. Păi din cauza reglementărilor. Eu încercam să o explic pe termen scurt, pentru că așa pe termen lung e clar, da. Pentru că omul zice și întreabă, e greu de răspuns la asta. Dom'le, s-a liberalizat. De ce e mai scump? La portocal e invers, s-a liberalizat și... Ieftine, de la energie de ce? Păi, răspunsul este că au dreptate aia cu asimetrii, cu... Răspunsul este că nu s-a liberalizat. Ok, hai ca să închidem emisiunea, mai zicem o chestie aici, la supra căreia se apleacă Hazlitt, și anume că ideea că o economie în expansiune implică o extindere simultană a tuturor industriilor sale este profund eronată. Câteodată, pentru ca noile industrii să dezvolte suficient de rapid, e nevoie ca unele industrii mai vechi să fie lăsate să se restrângă sau să dispară. Acest lucru ajută la eliberarea capitalului și a forței de muncă necesare noilor industrii. Și zice el aici că dacă am fi încercat să menținem în viață în mod artificial un sistem de transport învechit, am fi încetinit dezvoltarea industriei auto și a tuturor industriilor de ce depinde de ea. Dacă, de exemplu, am fi avut în loc de mașini pe combustie internă niște mașini hibrid încă din anii 1900, da? Care aceste mașini hibrid presupuneau în felul următor. Presupuneau ca de trei roți să se ocupe motorul și de a patra să se ocupe un cal. Da? Ca să ținem în viață industria de creștere, mă rog, acolo e agricultură, dar de creșterea cailor, după aia industria de hrănit, de curățat după ei, de țesălat, de nu știu ce. Dacă făceam chestia asta, nu știu dacă mai scoteau ăia limita de viteză de pe autoban. Yes. Very good point. O altă chestie de la economia bună, crescut populația foarte mult. Deci dacă voiai, când a apărut becurile și voiai să păstrezi producătorii de lumânări,
Dacă te uiți la câte lumânări se făceau atunci, câte lumânări se vând astăzi, pentru că e populația mult mai mare, cu toate că n-au nevoie de lumânări, s-ar putea să vinzi, să vezi că sunt mult mai multe lumânări vândute. Cu toată creșterea, da? Yes, thank you. Pentru că mor și mai mulți oameni citea cu trezma. Eu mă gândeam la lumânări parfumate, da, mă? Folosim lumânarea pentru noi use case-uri, da, cazuri în plus. Ok. Acestea fiind spuse, mă gândeam dacă o să mai tragem vreo concluzie sau nu, dar vă lăsăm pe voi să trageți o concluzie jos în comentarii dacă vreți. Pentru Costel Stăvărache, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi, vă mulțumim pentru atenție și răbdare și vă urăm libertate, că e mai bună decât toate. Live long and prosper!